Salutare! Salut! Suntem în Bruj, pentru a patra sau a cincea oară, cred, de când locuim în Olanda. Asta pentru că este unul dintre orașele noastre preferate din Belgia. Al meu este preferatul. Da? Orașul preferat din Belgia. Și este la aproximativ 2 ore distanță cu mașina de locul în care stăm noi, în Olanda. Deci este destul de ușor de ajuns. Bruj este un oraș destul de vechi, a primit titlul de oraș în 1128 și centrul său istoric este inclus în patrimoniul UNESCO datorită clădirilor foarte vechi. Și da, ele datează, clădirile în general datează de la 1550. Am văzut clădiri din acest an, dar și de la 1700. Deci hai să zicem că au o vechime de aproximativ 450 de ani, depinde de la clădire la alta. Ele sunt păstrate foarte, foarte bine, arată extraordinar. Le-au restaurat parte din ele care au avut nevoie. Este un oraș superb, are și canale, destul de multe canale în oraș pe care se pot face trasee prin cu barca și dă o frumusețe aparte orașului. Se mai spune că este și Veneția Nordului. Într-adevăr, arată extraordinar și sunt foarte, foarte multe bărcuțe care circulă în permanență pe aceste canale. Iarăși este un loc ideal pentru iubitorii de ciocolată, deoarece sunt destul de multe magazine și mulți producători de ciocolată în acest oraș. O să mergi chiar la Muzeul Ciocolatei să faci un tur, să vezi cum se produce ciocolata și chiar să o deguști. Ciocolata este extraordinară, deci nu poți să rezici de fiecare dată când venim aici, ne cumpărăm și testăm pralinele lor de ciocolată. Sunt foarte multe sortimente și n-ai cum să le testezi pe toate. Deci de fiecare dată încercăm ceva nou. Tot aici puteți găsi gofre. Faimoasele gofre belgiene. Gofrele belgiene, care sunt și ele delicioase. Și iarăși emblematic sunt cartofii prăjiți cu diverse sosuri. Belgienii sunt înnebuniți după acești cartofi prăjiți, dar și olandezii. Da? Am descoperit acum că probabil că au împrumutat de aici, de la belgieni. Deci sunt foarte multe locuri frumoase de văzut. Pur și simplu plimbarea în oraș este o splendoare, este ca un muzeu în aer liber. Nu dai greș cu siguranță dacă vii aici să te bucuri de o atmosferă mai și mai medievală și de clădiri superbe, de atmosferă, de multe, multe, multe locuri și lucruri frumoase de văzut și experimentat aici. Da, cred că ideal este să veniți în perioada mai răcoroasă a anului, deoarece acum pe timp de vară este foarte, foarte aglomerat. Da, sunt foarte mulți turiști, este un oraș foarte vizitat. Pe timpul pandemiei noi am venit aici și a fost super gol. Acum este foarte multă lume. Bine, dar și aceasta face parte din frumusețea și farmecul orașului. Așa că le luăm pe toate ca atare și ne bucurăm de fiecare moment petrecut aici. O să mai vă arătăm peisaje din Bruj, clădiri și diverse magazine. Și cam atât. Cam atât. Ne vedem mai târziu. Am intrat și în centrul orașului, centrul vechi. Este plin de lume. Este foarte, foarte aglomerat. Nu l-am mai prins așa pe Bruj până acum. De obicei erau turiști, dar nu chiar atât de mulți, deci parcările sunt pline peste tot, sunt foarte, foarte mulți oameni pe străzi, în restaurante, terasele sunt pline. Natural de Mada, în la enorm.
Este superbă. Uitați ce orgă mare. Trebuie să răsune superb aici. Hai să ne apropiem un pic de altar, pentru că arată foarte, foarte frumos. Wow! Wow, ce avem aici! Sunt mereu impresionată de lucrăturile acestea în lemn pe care le întâlnesc în biserici. Sunt adevărate opere de artă. Și locașurile acestea de spovedanie. Maestrie. Sus, acestea sunt niște carpete foarte, foarte mari. Cu scene biblice. Și mai sunt scaunele acestea. Cu diferite embleme pictate. Ia priviți în ce clădire este McDonald's-ul. Super fain. Am ajuns în piața centrală a Brujului. Este înconjurată de clădiri superbe. Este plină de terase. Cât cuprins cu ochii, sunt clădiri foarte, foarte frumoase. Acesta este turnul Belfort, turnul cu clopot al orașului, al pieței centrale din Bruj, care a fost construit în 1240. Are o înălțime de 83 de metri și 366 de trepte care duc în vârful turnului. Acesta a fost folosit ca și arhiva documentelor municipale, arhiva documentelor și ca și trezorerie a orașului în trecut. Și acum o să intrăm în curtea interioară a turnului. De sus se vede o panoramă foarte frumoasă a orașului.
și a fost folosit ca și punct de observație pentru incendii și pe timp de război. Aceasta este curtea interioară. Uitați cât de superbă este și clădirea aceasta. Datează din 1579. Foarte bine arată, foarte bine sunt păstrate. Să-mi vedeți și mie fața de copil fericit cum văd ciocolata! Da, este. Belgia este renumită pentru ciocolata ei, iar aici vom întâlni din plin foarte multe magazine care vând ciocolată. Și bomboane interesante, sunt minunate! Hai să vină mai arăt o dată. Ciocolată cu tot felul de forme. De pantofi, de buze, ia uitați-le pe acestea, ursuleți, acadele, foarte frumos. O să intrăm înăuntru să vedem cum arată. Totul arată delicios. Avem pachetele aici de 5,90 €. Sau cutiuțe, poți să faci câteva cutiuțe cu 12 €, 24 sau 48. Poți să-ți alegi varietate de bomboane, da? Ți alegi pralinele și le pui în cutiuță. Noi am ales o cutiuță mică de 12 € și au intrat undeva la 18 bomboane diferite. Bine, și noi suntem acum 4 persoane, deci este ceva rezonabil. Miami, ne-am luat ceva bun aici. Abia aștept să le testăm. Și aici am ajuns la zidul cu bere. The beer wall. Aici au expuse diverse tipuri de bere, sticlele de bere și paharele. Este destul de numerat. De obicei când se servește o bere la restaurant, îți aduc fix paharul acelei beri. Aici este barul. Tot în lumea asta cred că sunt câteva sute de beri, tot cu pahare. Și aici sunt, aici este barul propriu zis. Cum ai ce bere vrei? Au probabil toate tipurile de bere care sunt expuse. Și acum am ajuns într-o parte a orașului care nouă ne place foarte mult. Este un pic mai liniște aici, dar tot foarte aglomerat este astăzi.
dățile trecute când am venit nu a fost atât de aglomerat. Dacă uitați, este plin de lume. Bărcii și bărcii sunt pline. Și aici, în piața veche de pește, sunt niște oameni care vând lucruri vechi și tablouri. Foarte frumoase aceste tablouri. Săpunuri naturale. Jucării din lemn, căsuțe din lemn, bijuterii. Clădiri vechi. Alte tablouri. Foarte frumoase tablourile. Sunt și tablouri și printuri. Mulți care vând bijuterii făcute manual. Oameni care fac caricaturi. Pentru 15 euro poți să-ți faci o caricatură. Foarte reușite. O doamnă vârstă care face aceste caricaturi. Rătăcim pe străzile Brujului. Este foarte frumos. Mi-a privit cât de frumos este această intrare. Este deosebit. Este preferatul meu și nu degeaba. Credeți-mă, am umblat prin orașele din Belgia. Și sunt într-adevăr foarte multe, dar Brujul are ceva aparte, ceva ce îmi place foarte, foarte mult. Am uitat și clădirea am lăsat în urmă. Super. Mi-a atras atenția o clădire pe care nu am vizitat-o până acum. Dar sunt curioasă dacă putem intra. Are o fațadă ieșită din comun. Ia uitați cât este de frumos. Hai să vedem dacă putem intra. Wow! E spectaculoasă! Hai să vedem! Uitați cum sunt pereții! Adică trebuie să văd pe unde merg.
Pereții sunt pictați. Vitrarile sunt superbe. Ulterior am aflat ce reprezintă această biserică și ce legendă are în spate. Este Bazilica Sfântului Sânge din Bruj. Aici se păstrează, potrivit legendei, un flacon cu sângele lui Isus din Nazaret. Flaconul respectiv este scos în public în ziua de înălțare a Domnului, într-o procesiune cu caracter medieval. Deci se face cumva o ceremonie pentru scoaterea acestui flacon cu sânge sfânt. Foarte interesant, mă bucur foarte tare că am reușit să intrăm. Mai avem o parte aici jos. Și din respect pentru restul oamenilor nu am vorbit, probabil că și acum o voi face tot în liniște. Uitați ce clădire frumoasă din 1628. Are sculpturi foarte frumoase deasupra geamurilor. Deosebită. Este o biserică aici, foarte spectaculoasă, din 1643. Arată foarte frumos. A răsărit așa dintre case. Această casă este din 1464. Nu
privit și această biserică. Ce detalii superbe are. Hi.